6 indivizi înarmați cu bâte, arme albe și spray-uri lacrimogene au semănat panică în plină zi în cartierul Dorobanți. Ei au făcut praf o pizzerie din zonă încercând să pună mâna pe proprietarul localului, după care s-au urcat în două mașini și s-au făcut nevăzuți. Se pare că indivizii, membrii ai unui clan cunoscut din Buzău, s-au răzbunat astfel pentru că patronul a refuzat să le plătească taxa de protecție. Poliția a fost alertată printr-un apel la 112 că mai multe persoane au spart geamurile unui magazin fast food. La ora 12:39 de minute, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, s-a sesizat că mai multe persoane au provocat distrugeri la o unitate comercială din municipiul Buzău. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că mai multe persoane au încercat să-l prindă pe proprietarul unei unități comerciale și au intrat în conflict cu acesta. În altercație s-a folosit spray iritant lacrimogen și obiecte contundente. Ulterior, după ce au fost sparte geamurile unității comerciale, cele 6 persoane au plecat cu 2 autovehicule care au fost găsite abandonate de către polițiști pe raza municipiului Buzău. Proprietarul pizzeriei a reușit să intre în local și să încuie ușa. În scandal, el a suferit totuși câteva răni ușoare. În cauza a fost deschis un dosar penal, iar polițiștii fac cercetări pentru prinderea celor implicați în eveniment.